Potrivit edupedu.ro, școlile și grădinițele din toată țara rămân închise până la data de 11 ianuarie 2021, potrivit hotărârii numărul 57 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, dar și calendarului anului școlar 2020-2021. Potrivit documentului, până la intrarea în vacanța de iarnă, adică pe 22 decembrie, elevii vor continua cursurile în sistem online. Suspendarea cursurilor era stabilită inițial până la data de 9 decembrie, respectiv timp de 30 de zile. Deși numărul cazurilor anunțate de autorități a scăzut, a fost propusă continuarea suspendării până pe 23 decembrie, aceasta fiind prima zi a vacanței de iarnă. Decizia a fost solicitată printr-o adresă de Ministerul Educației potrivit textului hotărârii, având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de 7 decembrie, precum și solicitarea Ministerului Educației și Cercetării înregistrată cu numărul 10723 din 7 decembrie, luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacțiunea intensă și mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ, teritoriale și sistemului sanitar, se aprobă prelungirea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online pentru perioada 9-23 decembrie. Vacanța de iarnă se va încheia pe 10 ianuarie, iar R.E.V. ar urma să se întoarcă la cursuri pe 11 ianuarie.